Societatea studențească de chirurgie a luat ființă în anul 2007, iar în momentul de față există o colaborare între membrii ei și studenții aflați la început de drum. Ei sunt învățați noțiuni de bază din practica medicală. Învățăm despre managementul unei plăgi, învățăm cum să facem o sutură, învățăm cum să oprim o hemoragie, indiferent de locul în care te afli. Se poate întâmpla ca cineva vreodată să se accidenteze și tu, ca medic, trebuie să ai această abilitate de a interveni la locul de față. A venit rândul studenților străini ai Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidiu să fie evaluați. Tell me something about this workshop. It is helpful? Yeah, everybody was very willing to help, we each had our own assistant. And yeah, we gained some practical experience, which, you know, it's not planned like in the regular study plan. So yeah, it was a great experience. What did you learn today? We learned how to do nodes and sutures and the technical rules of that apply in the surgery room. And yeah, it was very interesting. Yes, it's very helpful. It's a good pathway to know more about suturing and the exercises in the surgery and what instruments hopefully we will be using on in future and things like that. Where are you from? I'm from UK. UK. And why did you choose to study in Romania? I thought it's a good opportunity to do medicine here. It's multicultural, as you can see around the room. There's different people, you get to meet different people. And most of all, Constanța, it's a beautiful city. You've got the beach and things like that. The weather is great. Studenții străini au fost învățați în mod practic cum se efectuează dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în operație, dar și care sunt regulile de folosire a echipamentelor uzuale. Tell me, what are you doing now? I'm washing my hand to enter to a surgery. So, after you have to become from the inside to the top, then between your fingers, then you have to wash again. I'm dressing my gloves, sterile gloves, to start surgery. It's a special technique? Yes, because we don't have to touch a part which is not sterile, because the gloves are sterile. Trainerii români s-au declarat mulțumiți de felul cum s-au prezentat studenții străini la workshop. Cum se descurcă studenții străini? Se descurcă bine, este un pic mai dificil datorită limbii, dar în general este bine, sunt ok. Studenții care se ocupă de acțiune sunt voluntari în această societate. Ei nu încasează niciun ban din instruirea studenților străini, materialele nu le sunt mereu suficiente, dar reușesc să se descurce așa cum pot datorită ajutorului oferit de mai mulți medici, care sunt și profesori ai Universității Ovidius.